Lunirii, am realizat un act peste timp și am reconstituit trenul Lunirii din protopopiatul ortodox suedin până la Alba Iulia, așa cum s-a întâmplat acum 100 de ani, când delegați, 10 delegați din cercul electoral al Suedinului, împreună cu sute de alți participanți, au urcat în trenul Unirii pentru a veni la Alba Iulia și a asista la praznicul națiunii, așa cum spunea Ștefan Ciciopop. Am încercat azi să reconstituim și în jurul unor grupuri de la Bucea, Huiedin, Răchițele și alte parohii, am reconstituit drumul acesta. Cam câte persoane sunteți? Suntem în jur de 450 de persoane, începând cu Oradea, Bucea, Huiedin, Cornești, Cluj, din județul Cluj, majoritatea.